gazetă. Nu vă dau. Și unul în condițiile astea. Cred că observată. Urcarea-și cum la etajul. Da. Și cum e? Bătură-ți în ușă. Sau nu băturăm. Și ați încercat să vorbiți cu doamnele, să n-am, nu știu. Ce să vorbim? De atâția ani ne sfidează. Știți ce mai are? Să-ți cumpere o trompetă și dimineața la 4 să ne dea deșteptarea. Nu v-ai spus eu, ne dă deșteptarea la orice oră din zi și din noapte. Deci, la orice oră. Și ați apelat la, nu știu, la instituțiile statului? La toate instituțiile. A chemat și primar și poliție și tot. Și s-a înătit și tot. Nu vă spuse că marți au... Întrebați vecinii care stau sub ele și doi polițiști, da. Au ieșit cu dumneavoastră frumos pe aici, s-au dus, i-am văzut din balcon. Ce era să stric după ei? Ce zi, știa că strică? Nu le-a făcut nimic. Scoate un teanc de... Că ele sunt într-o organizație din asta, un ONG. Ce s-a întâmplat de dimineață? Am început să se iese cu făină, să da, nu știu ce s-a întâmplat. Am spus că la orice oră da. Din noapte, da. 2, 3, 4, da. Ele sunt ăsta. Deci nu se poate așa ceva, este o inadmisibilă, de la un spart zi după ce sunt la stragerie, de câte ori ieși din dimineața, la ora 3. În altele sunteți chiar vecine. Vecine, vă zic. Și așa, nu știu, emană mirosul al noastră. E... În tot blocul, doamnă. Gonci au venit Gonci. Să le monteze un telefon sau un interfon, au ieșit băieții ăia vomitând de la ele. Vierg și gonci. Dar ați luat că n-ați auzit, domnul Radu? Am auzit. Deci am crezut că m-am trezit pur și simplu. Am aruncat la cartofi și la ceapă și la astea în ele de le găsesc draci. E atât de iubitoare fie așa că și-a tatuat pe mână, că ce? Bine, am înțeles mult că noi nu e problema fie că... Da, nu știu că legea este pe următor. Și câți câini știți că au un apartament? Sunt copii, vreo 4-5. Că este rând cu ele. Uh-huh. Jos la parter e copil mic de 2 ani. Deasupra e copil mic, deasupra lor. Fetița care urcă. Da, 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 că spunea doamna că... Nu știu ce s-a întâmplat efectiv. Deci la ora 4 sau 3, 4 sau 7, nu știu ce au făcut, că au ieșit, au început să chipie, au văzut că s-a întâmplat păi să ceva. Păi să ceartă să bat cachioarele din arenele ale vreau. Aud câini loviți pe stradă de mașini și sar pe nebunele din față. Au venit, a adus cineva, ele au dus și au pus un câine aici, mort, într-un sac de mai mult. Păi a fost dufoare în blocul ăsta când mi-a spus cineva de la asociație că l-au ținut în baie, doamnă, o lună și ceva de zile. Păi de ce? Câine mor. Păi noi nu putem să vă răspundem de ce. Ele nu vorbesc cu nimeni. Nu fac nimic. Ele nu deschid la nimeni ușa. Gazele am fost cât aici să ne oprească gazele când nu au deschis ușa să verifică. Da, să facă verificarea. Așa. Apă, iar la fel. Până la urmă au deschis. Au deschis și a spus doamna de aici. Avem... Dar cineva din bloc a ajuns vreodată aici, în apartamentul lor, sau? No. Niciodată. Când? Și câinii când îi scola plimbare? Noaptea, ziua, acum? Dimineața de la 4:30, 5, orice oră. Noaptea la 1:30, ele ies cu câinii la plimbare. Da, alimentează cu mâncare și pe ăștia. Și în spate, iau unul acuit chiar în spate. Ne-au ars interfonul că au pus bolovan pentru câini la ușa, ca să stea ușa. Să intre câinii. Ce să mai vreau? Ne sfidează, vă spun eu. Eu le-am spus vecinilor, dau drumul la... Aveți și vecinii mușcați sau persoane care au venit în vizită, eu știu și le... Nu, sau... persoanele care vin în s-a vizită... S-au mai repezit, din spate s-au mai repezit. Se miră cum putem să stăm în așa bloc și de ce n-am luat nicio măsură noi. Este tabel cu toți locatarii, că nu sunt de acord să țină câinii în apartament. Au adresele făcute, trimește de la asociația de locatari, a zis că persoană fizică, nu. Aduc un teanc așa de buletine, de analize sau ce dracu au ele de la ONG-ul lor și cu asta basta.